Da. O să zic despre o scrisoare fizică, pentru că scrisorile digitale mi se par fake-uri. Și ultima scrisoare fizică pe care mi-o amintesc este o scrisoare pe care am scris-o în clasa 1, către Moș Crăciun. Și vroiam un costum de Robin Hood, o tolbă cu săgeți și arc, o sabie și o mitralieră. Mă pregăteam de insurgență. Pe urmă, desigur, am mai scris și alte scrisori, dar asta mi-a rămas în minte, tocmai pentru că am scris-o când încă nu știam să scriu. A trebuit să învăț literele ca să pot să scriu. O scrisoare. O scrisoare cred că e cel mai intim gest pe care poți să-l faci, pentru că, într-un fel, comunici cu cineva, mediat de propria ta conștiință. Ești singur în cameră și trimiți niște gânduri undeva în văzduh, nu știi dacă ajung, sau cel puțin în România nu știi dacă ajung, și pur și simplu este o formă de comunicare mediată de timp. Avem nevoie de scrisori din două motive în special. Primul ar fi terapeutic, pentru că o scrisoare te eliberează de propriile tale gânduri. Le așterni pe foaie, iar ele devin oarecum exterioare ție, nu te mai macină. Și în al doilea rând, o scrisoare cred că mai poate fi folosită pentru o comunicare mult mai sinceră, pentru că ritmul gândului de multe ori nu este cel rostit. Noi spunem multe prostii când vorbim. În scrisori avem adevăratul ritm al gândirii. Asta e o întrebare grea. Cred că i-aș scrie o scrisoare lui Platon, dar ca răspuns la cea de-a cincea scrisoare a lui, în care el explică de ce s-a băgat în politică, și eu i-aș spune că am înțeles mesajul, și anume că filozofii și cu politica nu se înțeleg deloc.